Sinti și sunt eventuală și lucrez la primărie. Da, viața este mare, rău de tot. Cânt la nunți și dimineața mă duc și calculez taxe și impozite. Și pot să dorești de la viață. Colegul meu, cel din Elita, va expune niște lucruri foarte, foarte, foarte serioase și foarte adevărate. Eu, prin domeniul meu de activitate, eu vă propun varianta mai soft. Pentru că seriozitatea este foarte bună, dar este foarte bună în cantități mici și în puncte cheie. Câți ani aveți în medie? 16. Dumnezeu este enervant de tine. Eu astăzi am reușit să acumulez 30. Mulțumesc din suflet. Doamnește de la toată lumea. Ei, în 30 de ani, mai mult sau mai puțin de experiență, pentru că primii 15 au fost așa mai de formare, apoi de școală, apoi de lecții și așa mai departe, am învățat un singur lucru. Și anume, mi-a fost dat să văd și să aud un citat din Cornelie Coposu. Nu știu câți dintre voi ați auzit sau știți, doamnele profesoare, cred că, nu? E mai bine. Domnul Coposu spunea ceva de genul: negociem orice, dar nu principii. Dragii mei, în viața asta puteți negocia orice. Bani, casă, carieră, job-uri, prietenii, iubirii, nu negociați principii. Nu vă pierdeți pe voi, pentru că sunteți tot ceea ce aveți. În momentul în care persoana ta este pusă într-o lumină mai puțin favorabilă, atunci nu mai aveți care de scăpat. Întrebarea mea de vreme, domnișoară, dacă la SRI trebuie să fii disponibil non-stop. Acolo, da, trebuie să fii disponibil non-stop, dar și în viața ta trebuie să fii disponibil non-stop. Și trebuie să fiți conștienți de faptul că voi sunteți stăpânii voștri. Am întrebat de la ce licee sunteți. Mi s-a spus economic, Carmen Călinescu și Cirilul Ipacu, nu? Mâine, mâine, nu că fac o friptură. Acum, vedeți cum... Vreau să vă explic cum se îmbină cele trei arii de expertiză ale voastre. În cazul meu. Da? Eu am terminat un liceu cu profil tehnologic. Acum, construcții, fraților, deci și ceva mai bine dat nu există pe pământ. Pentru o femeie pe șantier este Dumnezeu pe pământ. Și eram și blondă la 19 ani, vă imaginați cum am fost eu acolo? Bun. Apoi am ajuns să fac economie. Da? Nici o treabă cu construcții. Și mai apoi am ajuns să fac arte. Toate lucrurile pe care le faceți în viața asta, nu vă gândiți că vor rămâne la fel. Dacă acum sunteți în economic, armă, arte, mâine, poate lucrați în pres. Dar poate nu mai faceți să bagi la tope și vrei la microfon. E? Nimic, nimic din ceea ce faceți acum nu va rămâne la fel. Acesta este un caz 1 la 200 de mii. Ca un elev care termină economie, să meargă pe economie. Opțiunile se schimbă, viața se schimbă, lucrurile ne schimbă. Nu vă negociați viețile voastre în funcție de dorințele altcuiva. Negociați-vă viața în funcție de ceea ce vreți voi, atunci. Eu m-am apucat de meseria asta, și anume de event planner. Foarte multă lume mi-a spus nebună. Mi-am dat emisia de la locul de muncă și am zis, eu mă apuc de așa ceva. Și oamenii se uită la mine și putea tu din ce trăiești, adică pe bune, ai facturi, ai casă, ai rate, ai... Pă pune din ce, te duci și organizezi o domnișoară, o muncă și bun, trăiești o săptămână și după aia.
permit o existență. Sunt femeie, să-mi permit haine, bijuterii, mașină, casă. Dar o fac pentru că îmi place. Și pentru că asta am visat să fac. Fraților, dacă puneți capul jos seara pe pernă, ce ai tu un vis al tău acolo și zici, Doamne, eu aș vrea să devin... Comunau? Ce vrei tu să puse să devii? Ia! Șofer! Bună lezirie! Crede-mă pe cuvânt! Crede-mă! Am un familie, bani mulți, dar trebuie să te și țină. Pentru că este opusul tău. Da? Acum poți. La 19, 20, 30 de ani să poți. După aia e mai greu. Dar asta ți-o asumă. Da? Bun. Dacă pui capul jos pe pernă și spui, băi, eu vreau să devin șofer. Nimic pe pământul ăsta nu trebuie să te întoarcă înapoi. Pentru că la momentul ăla, aia a fost decizia ta. Aia a fost dorința ta. Și, repet, trebuie să vă asumați. În urmă cu câțiva ani, am fost invitată tot la aceeași conferință, și în Pitești, și în Craiova. Și aveau un motto la momentul ăla, nu știu dacă mai există și acum. Nu aștepta succesul. Provoacă succesul. Este un lucru care mie mi-a rămas închipărit în minte. Și l-am folosit și eu. Chiar dacă atunci deja aveam o carieră. Și mi-am construit o altă latură a carierei mele pe această cale. Niciodată, dacă ai ajuns pe o treaptă, nu trebuie să rămâi acolo. Dacă te consideri cel mai bun, greșit, nu ești. Cel mai bun nu există. Avântul în ceea ce faceți voi în viața asta, începe acum. Începe în școală. Începe cu ajutorul cadrelor didactice, cu ajutorul nostru, care suntem aici, să vă împărtășim vouă din experiența noastră. Râdem, glumim, dar să nu uităm totuși că viața asta este a mea de serioasă. Iar dacă în viața asta nu râdem și nu zâmbim, putem fi încerunchiați. Este singurul lucru care nu se mai impozitează, fraților. Cateric! Deci este singurul lucru pe pământ. Faceți din experiența voastră în școală un lucru grandios. Eu știu că am fost și eu în liceu, iar diferența de vârstă între noi nu este chiar atât de mare. Nu am uitat liceu. Știu că e nasol, să mă ierte, Doamne. Sunt 6 ore. Sunt materii care poate nu vă plac sau nu vă trebuie. Dar de ce vă trebuie? Pentru că o să ajungeți la un moment dat să vă loviți de acele probleme. Și să nu știți încotro să o apucați. Veți pleca la un moment dat din casa părintească, la o facultate, la muncă și nu vă mai fie oștii acolo. Singurele repere pe care trebuie să le aveți într-adevăr, sau singurul reper, este școala. Pe vremea mea, directorul liceului la care eu am terminat, fiind președinta comitetului de ele, mi-a spus ce, păi, Păpușe, tu ai trecut așa 4 ani ca vei neapărat, ne-ai apărit pe toți. Dar ai terminat cu 9, cum m-ai fi făcut Dumnezeu cu mila. Pentru că ne-am învățat. Am învățat, dar nu la maniera aia studioasă, așa, să stau morții. Nu așa se face. Dacă faceți treaba asta, învățați cu capul. Învățați în primul rând, și asta probabil v-au spus-o și dascării voștri, învățați să învățați.